Polițiștii de frontieră în comun cu angajații Centrului Antiterorist al Serviciului de Informații și Securitate și Procuratura Municipiului Chișinău au neutralizat planurile a patru cetățeni ai Afganistanului, printre care doi minori care intenționau să ajungă ilegal în una dintre țările Uniunii Europene. Reținerea a avut loc în zona de competență a sectorului Poliției de Frontiere Valea Mare, conform unei informații operative privind intențiile unor familii de cetățeni străini de a traversa clandestin frontiera moldo-română, împreună cu copiii minori, reprezentanții Serviciului de Informații și Securitate au întreprins acțiuni de cercetare pe acest caz. Ulterior s-a aflat data când prima familie formată din doi maturi și doi minori, 17 și respectiv 2 ani, urma să părăsească teritoriul Republicii Moldova. Mai mult, ca urmare a complexului de acțiuni procesual penale desfășurate, s-a stabilit că unii cetățeni străini, după ce ajung ilegal pe teritoriul național, solicită azil politic. Membrii familiei au fost stopați în zona de frontieră și anume în proximitatea satului Costuleni, raionul Ungen. Audiați cetățenii au comunicat că orașul de Originea al acestora este cu o prezență mare al elementelor teroriste, iar unele rude s-au confruntat deja cu astfel de riscuri. Pentru a ajunge în România aceștia trebuiau să achite fiecare câte 2000 de euro, însă țara de destinație era Germania. De asemenea, s-a constatat că minorul în vârstă de 17 ani anterior a mai încercat să traverseze ilegal hotarul moldoromân.